Pe strada Rahovei din municipiul Câmpina se efectuează de ceva vreme lucrări la canalizare. Dacă oamenii s-au obișnuit cu gropile din zonă, zilele trecute au avut de-a face cu altă problemă. Cu toate că inițial au crezut că este vorba tot despre conducta de canalizare, de această dată a fost o avarie la conducta de apă. Pietrișul s-a amestecat cu apa, iar strada băltea în nămol. Din constatările noastre, nu a fost problemă canalizarea. A fost o intervenție a lui Hidro Prahova la conducta de apă. Un lucru de altfel normal, fiind o avarie, trebuie să scoată acel pietriș care a amestecat cu noroi, cu nămol, a creat acest mic disconfort, dar altă soluție tehnică cei de la Hidro Prahova nu au putut găsi. Poliția locală a intervenit pentru fluidizarea traficului din zonă, dar și pentru urgentarea lucrării, astfel încât persoanele care locuiesc în zonă să poată ajunge acasă. Am fost pe zonă, am intervenit, am încercat să creăm fluența traficului și am și dat drumul cât am putut de repede la circulație, insistând către cei de la Hidro Prahova să urgenteze lucrarea. Deci nu am cunoștință de canalizare, de aceste aspecte semnalate, nu. Știu doar despre o apă curată care în amestec cu nisipul, cu nămolul, au creat acest disconfort cetățenilor. În cele din urmă, problema cu conducta de apă a fost rezolvată, iar riveranii așteaptă și asfaltarea străzii.